Mama Elodiei vrea să-și vadă nepotul, care a devenit major între timp, și o controversă de ultimă oră. Cristian Cioacă ar putea fi eliberat din închisoare, deși este condamnat pentru omor, eliberat mai devreme pentru bună purtare. Alături de mine la această oră se află avocata familiei Elodiei Ghinescu, Crina Radu, și prietenă de familie cu Elodia. Bună ziua, doamnă avocat! Mulțumesc foarte mult pentru prezență! Bună ziua! Prietena Elodiei. Prietena bună. Ce șanse are mama Elodiei să-și vadă nepotul, care practic a fost ținut de familia polițistului condamnat pentru omor? Doamna Ghinescu, pentru că de profesie a fost învățătoare, pentru că este la pensie acum, se gândește foarte mult la copii, la interesul superior al copilului. Nu vrea să-l traumatizeze mai mult decât este traumatizat de familia lui Cristian Cioacă, pentru că îi se spune că datorită dumneaei tatăl se află în închisoare. Nu mi s-a spus corect ceea ce s-a întâmplat. Și atunci dumneaei practic lasă pe copil să vină spre dumneaei și spre familia extinsă pe linie maternă din partea mamei. Pe de altă parte, copilașul a împlinit 18 ani. Mulți înainte. În decembrie. Elodia, împreună cu mama, cu doamna Ghinescu, îi puneau o sumă de bani în cont, i-a făcut o asigurare copilului, bani pe care copilul îi poate ridica la împlinirea vârstei de 18 ani. Copilul nu știa că și-a ridicat acei bănuți sau urmează să ridice tocmai pentru a-i folosi pentru școala ce urmează să, o... De când nu l-au mai văzut pe copil bunicii din partea mamei? Sunt ceva ani. De când copilul era mai mic, era la școala generală, mergeam cu executorul judecătoresc, la directorul școlii, la învățătoare. Din acel moment, pentru că doamna Ghinescu nu a mai avut posibilitatea, nu a putut să meargă, pentru că nu a fost primită de către sora lui Cristian Cioacă, unde se află copilul, a refuzat orice comunicare cu bunica maternă. Și din acest considerent n-a avut cum să, deși din ei l-a crescut, deci practic a încercat să-i ofere cele mai bune condiții și pentru școală, că pe acest considerent i-a făcut acea asigurare Elodia împreună cu mama, cu acei bănuți pe care copilul poate să-i ridice la această vârstă, pentru că orice alte sume de bani pe care Elodia le avea și bunuri, Cristian Cioacă, le-a înstrăinat. Deci nu a avut în vedere interesul copilului, pentru că copilul avea nevoie de acești bani acum, să urmeze o școală bună, pentru alte lucruri, și a folosit acele sume de bani doar pentru interesul dumnealui. Pe de altă parte, da, ne aflăm în acest punct, Cristian Cioacă, din ceea ce am înțeles, a fost în comisia de eliberare din cadrul penitenciarului Colibaș și ceea ce am înțeles eu că s-ar fi dat o amânare de doar 4 luni. O amânare în ce sens? Haideți să stabilim exact ce se poate întâmpla. Există informații pe surse că domnul Cristian Cioacă, condamnat pentru omor, ar putea fi eliberat mai devreme. Mai devreme avea de executat 15 ani de... și 8 luni. Și 8 luni de închisoare. Dumneavoastră ați contestat la acea vreme pedeapsa. Vi s-a părut prea mică pentru faptele pe care le-a comis? Bine, pedeapsa inițială a fost mai mare, a fost de 18 ani. Însă dumnealui a contestat sporul ce a fost acordat și instanța din Pitești i-a înlăturat din spor și a rămas doar 15 ani și 8 luni. Din acest considerent spun eu că instanța n-a avut în vedere nici la acel moment și probabil că nici la acest moment n-o să aibă în vedere adevăratele aspecte pe care ar conta în acest dosar, și anume faptul că dumnealui nu a recunoscut niciodată săvârșirea faptei, faptul că dumnealui a săvârșit fapte deosebit de grave, da? A omorât-o pe soția, pe mama copilului, a încercat să șteargă urmele săvârșirii infracțiunii, nu știu nici până la acest moment ce a făcut cu trupul, cu rămășițele Elodiei. Pe de altă parte, sunt și infracțiunile informatice pe care dumnealui a dat publicității conținutul corespondenței electronice ale Elodiei. Deci a săvârșit infracțiuni foarte grave. N-a avut un comportament care să dea notă că s-ar impune niște circumstanțe atenuante. Asta înainte să fie condamnat, dar înainte, dacă el în închisoare a avut un comportament care a fost recompensat
prin metodele legale care există într-o astfel de situație. Instanța ar trebui să aibă în vedere aceste aspecte și nu faptul că a avut un comportament normal, așa cum trebuie să le aibă orice alt deținut. Dar cine decide până la urmă? Comisia din închisoare sau instanța? Dosarul va fi pe instanță. Probabil că săptămâna viitoare vom avea un termen de judecată sau măcar un dosar înregistrat la judecătoria Pitești. Dar după ceea ce s-a întâmplat în toate dosarele care au fost pe rolul instanțelor din Pitești, eu am suspiciuni în modul în care se va derula și acest dosar. Oricum, ceea ce am aflat în cadrul penitenciarului, dumnealui a avut și are o anumită... A beneficiat, dacă pot spune, de anumite avantaje, tot de la colegii dumnealui, practic, s-au spus aceste lucruri. În ziua de Crăciun, dumnealui a ieșit în permisie. Alți deținuți nu au avut această posibilitate, le-a fost refuzat acest avantaj. Și multe alte aspecte. Deci faptul că dumnealui a fost polițist provine din Pitești, poate că acest lucru l-a ajutat. Nu mai spun că dumnealui nu a fost niciodată mutat în alte penitenciare, cum sunt alți deținuți. Dumnealui a fost doar în penitenciarul Colibaș. Pe de altă parte... Dar îi dă dreptul legea să execute pedepsa într-un singur penitenciar? Îi dă dreptul unde este mai aproape de casă. Dar dumnealui, deci, efectiv, a avut un alt regim. Da, pe interesant că am putea asista în scurt parte, timp la eliberarea condiționată pe de altă parte, pe de altă parte, instanța ar trebui să avem în vedere faptul că dumnealui nu a achitat despăgubirile civile din dosarul penal. Încă nu le-a achitat nici nu le-a achitat. Deci e vorba despre 150.000 de euro pentru doamna Ghinescu, 130.000 de euro parcă pentru fiul dumnealui și 100.000 de euro pentru fratele Elodiei. Deci ar trebui și să... Și dacă nu și-a îndeplinit aceste obligații, poate fi luată în calcul eliberarea condiționată? Eu spun că ar trebui să îi se respingă sau să îi se amâne de mai multe ori.